vin ceas bun și eu pot și vă mulțumesc cu această ocazie faptul că dumneavoastră ați fost deschis de a veni în sprijinul asociației și al veteranilor. Am discutat mai pe larg cu domnul președinte Petrică Neagru și cu ceilalți colegi, am vorbit și cu comandantul CMJ-ului. Avem deja deschidere la ora actuală și avem aprobări necesare de la statul major al apărării. Peste 200 de veterani cu familiile vor veni în perioada 25 la 28 în orașul Severin. Vor veni peste 200 de motocicliști din cluburi foarte... am discutat cu președinții cluburilor moto și avem și clubul moto al veteranilor și vor fi aici alături de noi. De asemenea, artiști destul de grei și destul de importanți care întotdeauna ne susțin, precum dau un exemplu, Dan Helciuc și alții, care vor veni și vor face un spectacol inedit aici în Severin, în orașul ăsta frumos și plin de istorie, reprezentativa armatei române, brigada Mihai Viteazu, va fi aici cu tot plutonul, plus, ca să vă aducem așa un centru de greutate, vor veni și cei care au câștigat locul întâi NATO, copiii aceia frumoși de la brigada de gardă, drillul armatei române, cei care mânuiesc armele. I-ați văzut de fiecare dată și noi suntem mândri că împreună cu domnul Jean Cernaș și cu alții am reușit să-i convingem pe oamenii ăștia să vină aici. Să fie într-un ceas. Să fie într-un ceas.